Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi o avem în vizor pe Rovana Plumb, aleasă în circumscripția electorală numărul 16 Dâmbovița pe listele PSD. Acesta este al treilea mandat al său. Prima dată a intrat în Parlament în 2004, apoi a avut o pauză de 4 ani, din 2008 până în 2012, când a fost europarlamentar. Până în ianuarie 2018 a fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene. Rovana Plumb este și ministru al fondurilor europene. A mai fost în trecut și ministru al mediului și ministru al muncii. Numele Rovanei Plumb apare în dosarul Belina, în care Sevil Şaideh, fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu. Deși procurorii DNA au cerut trimiterea în judecată și a Rovanei Plumb pentru complicitate la abuz în serviciu, aceasta a fost salvată de colegii din Camera Deputaților, care au hotărât să nu ceară urmărirea penală a deputatei. Așadar, DNA a clasat cercetările față de Rovana Plumb. Iată ce declara deputatul PSD anul trecut. Sunt nevinovată referitor la acuzația pe care o aduce DNA de complicitate la abuz în serviciu, spunând foarte clar și foarte ferm că niciodată nu am încălcat legea. În ciuda faptului că este un politician cu vechime, Rovana Plumb nu se prea dă peste cap să fie activă în Camera Deputaților. De la depunerea jurământului până acum a avut următoarea activitate: 83 de luări de cuvânt în 13 ședințe, 41 de luări de cuvânt în biroul permanent, 8 propuneri legislative și o moțiune. În aproape 2 ani de mandat, deputatul PSD Dâmbovița a reușit totuși să vorbească 1 oră, 30 de minute și 25 de secunde. Rovana Plumb este foarte mândră de PSD, dar mai ales de guvernul din care face parte. De câte ori PSD a fost la guvernare? Întotdeauna România s-a dezvoltat, România a avut creștere economică, în România a crescut puterea de cumpărare, întotdeauna am tratat cu respect pe toți cei care au muncit o viață întreagă. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Rovana Plumb a avut până în prezent 1703 voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 51%. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului din Dâmbovița. Fidelă partidului, luări de cuvânt în număr relativ mare și comunicare online bună. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: implicată într-un dosar de abuz în serviciu, propuneri legislative foarte puține, prezență scăzută la vot, interes scăzut pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea din acest ultim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Dâmbovița, Rovana Plumb.